Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă prezint cele două ape de toaletă care au apărut noi în colecția Avon Collections. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Pe canalul meu găsiți mai multe clipuri dedicate acestor ape de toaletă pe care eu le consider foarte reușite și pe care mi le cumpăr cu mult drag. Astăzi voi face o mică prezentare acestora, a celor care au apărut în anul 2020 și apoi mă voi referi la cele două ape care au apărut sau care vor apărea în următorul catalog. Aceste ape de toalete din colecția Avon Collections sunt împărțite în mai multe categorii. De exemplu, primele trei ape de toaletă care au apărut sunt cele din gama Powerful Flowers, și scrie așa, și sunt trei florale extraordinar de frumoase, extraordinar de persistente pentru niște ape de toaletă. Pe pielea mea persistă cam 4-5 ore, ceea ce este mare lucru pentru o apă de toaletă și eu le consider perfecte pentru primăvară-vară. Și haideți să le luăm repede să vi le prezint. Prima este Avon Collection Lila, bineînțeles din miniseria Powerful Flowers. Are o cutie foarte, foarte frumoasă. Cum am spus, a apărut în 2020. Are ca note de vârf, note vers, cream și mosc. Este un parfumel, o apă de toaletă la 50 de ml, verde, cu flori albe, pudrată, fin codimentată și, v-am spus, persistență în jur de 4-5 ore. O văd perfectă pentru primăvară, chiar și vară când este cald, pentru că este verde, este proaspăt, dar nu este acel verde crud, ceea ce e este un verde parfumat cu parfum de crin. Deci îmi place foarte mult și de-abia aștept să-l port în această primăvară-vară. Cel de-al doilea parfum din miniseria Powerful Flowers este Rosetta. Bineînțeles, cum îi spune și numele, are trandafir. Și bineînțeles, a apărut tot în 2020. Le au apărut odată, toate trei. Și sticluța arată așa. Acesta are ca notă de vârf licii, de mijloc trandafir bulgăresc. Și de bază vanilie. Este un floral cu trandafir. Dacă nu vă place trandafir, nu o să vă placă acesta, pentru că se simte destul de tare parfumul de trandafir. Pe mine nu mă deranjează. Îl văd foarte feminin și foarte plăcut, mai ales acum primăvara și acum în mai, iunie, când este vremea trandafirilor. Este și un pic fructat din cauza acelei note de licii, dar are trandafir. Eu vă sfătuiesc să luați mostre, vedeți dacă vă place această apă de toaletă. Știu că multor persoane nu le place trandafirul, mai ales trandafirul bulgăresc. Mie îmi place și vă pot spune că este un parfumel foarte feminin, foarte drăguț și purtabil în această perioadă. Și ultimul este Violeta. Această cutie foarte frumoasă, care are ca note de vârf bergamotă, de mijloc. Uitați ce frumoase sunt aceste sticluțe, mie mi se par simple și frumoase. Deci are ca note de vârf bergamotă, de mijloc violetă și de bază patchouli. Acesta este un pudrat floral, citric, un pic lemnos, cu violetă. Este puțin mai, mai floral decât cel lila. Dacă acesta este verde, cu un pic floral, acesta chiar este floral. Îl văd purtat mai ales seara, pe plajă, sau când e puțin mai rece vara,
De aceea spun mai mult seara, pentru că este totuși destul de dulce, dar nu dulce acela, nu dulcele acela care nu poate fi purtat vara, ci pur și simplu este un dulce foarte feminin și v-am spus, seara la o plimbare merge perfect acest parfumel. Deci acesta este puțin mai dulce. Bun, acestea au fost primele trei ape de toaletă care au apărut în miniseria Powerful Flowers. Apoi, tot în 2020, au apărut două parfumele din miniseria Delicious Sensation. Acestea au așa culori mai de toamnă și chiar le văd purtate toamna sau primăvara când încă este destul de rece. Le voi lua pe rând. Haideți să dau puțin mai în spate pe acestea pe care vi le-am prezentat deja, să le vedeți și pe acestea, pentru că cutiile sunt foarte frumoase. Și le vom prezenta pe Caram Apple. Da? Care este un floral cu ambră. Pe Fragrantica este pus în categoria ambră floral și arată așa. Și este un fructat proaspăt, verde, are caramel, ceea ce îl face mai dulce, și flori albe. Haideți să vă spun și notele. Note de vârf caramel, de mijloc măr verde și de bază cream. Este dulce, este mai puternic, nu-l văd purtat vara sau atunci când este foarte cald, dar toamna, atunci când frunzele sunt aurii și vrem ceva care să ne învăluie, eu îl consider foarte, foarte plăcut. La fel, persistența acesta este în jur de 4-5 ore și mie îmi place mult. Al doilea din această miniserie Delicious Sensation se numește Chocberry și arată așa cutiuța. Îmi plac foarte mult cutiuțele. Și acesta, tot în 2020, tot un parfum de toamnă sau primăvară când este rece. Este și acesta o ambră florală din 2020. Are ca note de vârf căpșuni, de mijloc ciocolată și de bază iasomie. Este mult mai dulce, este fructat, are și ciocolată, este calcodimentat cu flori albe și cacao. Pe acesta îl văd purtat și iarna când avem un pulovăraș așa. Este gurmand, cum se spun, mai ales că miroase de ciocolată. Vă sfătuiesc să le încercați pentru că merită a fi încercate de voi. Luați întâi niște eșantioane și apoi cumpărați parfumelul. Oricum nu costă foarte mult, depinde de ofertă, dar sunt în jur de 30-40 de lei. Eu zic să le încercați. Apoi au apărut două ape de toaletă, cred că înainte de Crăciun, anul nou, și au apărut aceste două ape de toaletă, Instagliss și Glam Style, ele fiind așa pentru petrecere, dar eu le consider purtabile și în această perioadă. Haideți să le luăm la rând, Glam Style. Îmi plac aceste cutiuțe. Aceste două ape de toaletă fac parte din miniseria Festive Glow și arată așa. Și mie nu mi se par deloc niște parfumuri pentru iarnă. Ele au ambră. E adevărat, nu le-aș purta nici când este foarte cald. Așa arată. Nu le-aș purta nici când este foarte cald, dar primăvara când este mai rece, așa cum a fost primăvara aceasta, eu îl consider foarte potrivit. Are ca note de vârf cireșe, de mijloc iasomie de sambac și de bază vanilie, deci nu-l văd greu, nu-l văd deloc așa pentru iarnă. Are flori albe și cireșe și este dulce și are un pic de vanilie. Te învăluie așa, foarte tineresc, foarte purtabil și
În zilele reci de primăvară vi-l recomand. Al doilea din mini-seria aceasta este Instagrizz, la fel, din Festive Glow, din mini-seria Festive Glow. Hai să vi-l prezint și pe acesta. Acesta este o ambră lemnoasă, pardon, și acesta, haideți să mă dau un pic cu el. La fel îl văd purtat primăvara și iarna. Este un parfumel care merită încercat în orice anotimp. Are ca note de vârf fructe roșii, de mijloc stânjenel și de bază cașmeran. Este un pic dulce, dar nu acel dulce grețos, ci din cauza fructelor roșii și a stânjenelului, mi se pare că este și un pic fresh, așa. Tot la fel tineresc, aceste două ape de toaletă din miniseria Festive Glow mi se par foarte tinerești, purtabile oricând, nu când sunt 40 de grade, dar hai să zicem și vara, seara. Vi le recomand, pe acestea nu le-am văzut foarte des în catalog, cel mai des le văd pe primele 3 din seria Power Flowers. Celelalte le-am văzut în toamnă și acestea au fost în iarnă și apoi au dispărut. Vi le recomand să le cumpărați dacă mai apar în catalog. Ok, și acestea au fost cele apărute în iarna anului 2020 și haideți să vorbim un pic și de noile ape de toaletă care sunt pentru vară. Acestea sunt din seria Blissfully You. Și le vom lua la rând, bineînțeles. Haideți să începem cu Keep It Cozy. Acesta pe un roz foarte poal, Blissful You. Ok. Are o culoare portocalie, chiar așa cum îl vedeți și voi acolo. Este apărut acum sau va apărea în următorul catalog. Are ca note coacăze negre, piersică și mosc. Sunt pentru vară. Sunt fresh, sunt florale, sunt fructate, dar din păcate nu persistă foarte mult pe pielea mea. Persistă în jur de 2, maxim 3 ore. Dar merg luate în poșetă, nu deranjează. Sunt foarte tinerești, îmi plac foarte mult. Al doilea din această miniserie Blissfully You este Let's Shine din 2021, deci tot acum a apărut. Acesta n-am văzut foarte multe informații despre el. Este un un galben puternic care cum l-am văzut, am spus că miroase de ananas și chiar miroase de ananas, chiar dacă ei nu spun, are acea tentă de ananas. Cei de la Avon au spus că are acordul vers de iasomie, note lemnoase, dar mie mi se pare foarte fructat, foarte fresh, perfect pentru acele zile cu 40 de grade și, bineînțeles, are sigur o notă de ananas. Dacă știți cum miroase ananasul în parfumuri, cam știți cum miroase acest mini parfumel, perfect pentru vară. Bun, acestea sunt cele două parfumele ape de toaletă din colecția Avon Collection pentru vară. Ele nu persistă mai mult de 2-3 ore, din păcate, dar miros așa de frumos, de tineresc și vă sfătuiesc să le cumpărați. Bun, acesta a fost clipul meu dedicat apelor de toaletă din gama Avon Collection și a tuturor miniserilor din această gamă. Mie îmi plac foarte mult. Sunt niște ape de toaletă bine făcute, care arată bine, care miros bine, care pot fi purtate în diferite anotimpuri. Chiar îmi plac. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Sper că v-am dat câteva idei ce să cumpărați acum pentru vară și ne vedem la următorul clip. Pa, pa!